Și acolo e locul tău, acolo e lucrarea ta, biserica ta, dar începe în poși rugăciune. Domnul de multe ori ne ascunde. A stat ani de zile în poși rugăciune, nimeni n-a știut. Până Domnul a zis acum, du-te. Domnul nu știu ce are plan pentru tine. Dar tu poți, nu neapărat să pleci în misiune ca mine, sau să pleci în misiune în Africa. Dar sunt în poși rugăciune, pentru mine și pentru alții. Dumnezeu deschide uși. Dumnezeu face în România ce puțin anul trecut. Și anul acesta, ce puțin 20 de suflete, nu dacă am vorbit pe 5 minute cu ele, nu au primit pe mine. Și am ținut legătura. Așa de mult au crescut spiritual. Nu neapărat a fost rău, poate a fost rău tău. Tu ai fost și te-ai rugat. Nu ai avut conexie cu acea persoană, sau poate ai avut cândva. Și Dumnezeu mă folosește. Și în ce să vorbesc cu persoana respectivă? Să-i spun despre punctele principale, mântuire, eliberare, ce înseamnă să ieși din împărția Dumnezeu, din împărția dragostei, câteva puncte. Vrei să plângi pe Domnul? Da. Crezi că Domnul se da. Crezi, dorești în toată inima și trebuie să plângi. Da. Repetă după mine. Doamne, sunt o păcătoasă. Doamne, am nevoie de tine. Ai mine de mine păcătoasă. Iată-mă, te recunosc ca Domn și te apun tărăt rău și încep să-L conduc. Și dintr-o dată sare în brațele meu și spune, Doamne, mărire ție. Acum zic, du-te la păstor, du-te să te boteze și mergi mai departe. Așa de mult m-am bucurat. Gloria este a Domnului, suntem în echipă, lucrăm în echipă. Înțelegeți cât de important este fiecare să-și facă partea lui. De că o misiune adevărat trebuie bani. N-am cerut și voi cere niciodată bani. Dar ca să te duci într-o misiune costă mii și mii de dolari. Dar pentru aceasta apostolul ne-a plătit biletul de avion. Gloria Domnului, primește aceeași o spate ca și mie. Fără bani, eu nu puteam să ajung în Africa. Și acum multe suflete au fost vindecate, eliberate, întoarse la Domnul. Lucrăm împreună. Împărăția Domnului trebuie în echipă și fiecare își cunoaște darul și porticica ei care trebuie să o facă. Și așa vom vedea înaintând împărăția lui Dumnezeu. Ce frumos este cu Domnul. Nu-i așa? De aceea a spus sora mea, atât de bine te vei simți ei, când tu alegi să postești, pentru că am centrat mult în sesiunea aceasta despre post. Ce bine să te simți în momentul când postești, vă spun, parcă mă vedeam ca un copil care scuta, atât de ușoară, fizic, sufletește, că nu mai aveam niciun greu mâini peste mine. Aș fi dorit să stau cu Domnul nostru și cu patru copii, cu ușor și soț, cu care îmi la soțul meu spunea, aș mâncare mult mai bună decât înainte. Știți de ce? Pentru că o făceam cu atâta pasiune, cu atâta dorință o făceam, că vine vremea să mănânc și eu. Și știți că are putere gândul tău, vorba ta, are putere inclusiv în care omul se transmite putere, gând și cuvinte. Se transmite și s-au făcut multe glăzatări și care nu se prezintă acum cineva care spunea și alți chinești care au constatat, au pus orez într-un borcan și a început să vorbească mai lucruri negative. După trei luni orezul a fost negru și a pus orez alb, deci nechiar, și a spus mai lucruri pozitive, ești frumos, te iubesc, îmi place. Orezul acela a rămas alb și ne-a atins. Atât de mult contează, un alt lucru, așa era frumosul de curând, cineva nu mai știu în ce țară a fost în America și a luat, i-a zis, domnul i-a zis, fierbe niște orez și pune-l în patru geal, în patru borcane. Prin urmă, să-l ignore. Nu spune nimic, nici nu băga în seamă, pune într-un colț în cameră. Al doilea spune lucruri negative, al treilea spune lucruri bune, iar al patrulea, al pune în prezența mea.